Bună, România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor noastre, bună seara, Răzvan Zanfir. Bună. Domnul Zanfir, este acest domn Grindeanu care umblă pe șantiere, se duce, face, drăge, este în acest exercițiu al funcției sale. Vă face autostrăzi, vouă, românilor. Așa s-a gândit domnul Grindeanu. Poate au nevoie românii mei de autostrăzi. S-a apucat. Pentru ce? Construiască el. Ce să faci pe autostrăzile, domnul Buzean? Cu timp, papa. Unde să te duci, că doar nu te duci în vacanță în România? Da, cum până să la urmă. Serioși? Unde vă tot periți, vă tot, tot umblăm pe autostrăzi. Pe... Dacă te zici, mă duc acasă. Păi, rămâi la tine acasă. Și cu asta că și așa e Bucureștiul aglomerat. A, dacă vrei să vorbim corect. Să zicem lucruri. Să ne ferim atât. De subiecte. Să mergem în weekend. Da. Rămâi la tine acasă. Domne, nu se poate face nimic în țara asta. Păi atunci hai să recunoaștem că suntem ca Imperiul Bizantin pe final. Există doar Constantinopolul. Hai să recunoaștem că România înseamnă București, Cluj și că trebuie să le mângă niște orgolii. Iași, așa, Craiova, Timișoara și ce... Și Constanța. Astea, mă, ce și... Constanța ce? Domnule, trebuie să menționăm și aceste orașe. E frumos orașe. Ai, așa să fii e... și într-un sac cu blocuri. Așa e corect, domnule, da, să bă, spui lucrurile pe Hagi ăla nu și-a făcut nunta în Constanța, și-a făcut-o în București. Domnul, da, bun. Uite ce se întâmplă. Uite ce se întâmplă și povestea asta cu autobuse. Astea sunt pentru firmele de transporturi. Nu, domne, e tu mai, te duci e mai spectacol. Unde te duci tu, mă, pe autostradă? Domne, vă spun îți adevărul. Faci vacanțele în Nordul Moldovei, unde ți le faci? Bă, că m-ați prins la înghesuială și n-am altă variantă decât să vă spun la adevăr. Mă, lasă-mă și cu poveștile astea. Domne, m-ați încercuit, haideți să vă spun. Ăla de la sectorul 2 ce caută, mă, acolo? Dintr-o dată a izbunit o hărnicie a autostrăzilor. Cred că zici hărnicia prostului. Ea cred, nu neapărat, nu vreau să punem etichete, domnul Zanfir. Dar, sigur, există și multă prostie. Dar, pe de altă parte, există și războiul ăsta de lângă și impresia mea este că dintr-o dată hărnicia asta, cel puțin aia spre Moldova, e determinată de războiul ăsta, îl avem noi lângă aici. Dintr-o dată așa, izbucnind această hărnicie autostrăzilor, așa. Nu contează, e vară, cu tare, nu ne interesează, se oprește circulația pe Valea Oltului, este... Dom'le, pentru că e nevoie totuși și în sensul acesta de autostrăzi. Ok, transporti marfă, cum bine ai spus tu, te-am auzit zicând și am fost de acord. Ai de voie să transporti autoturismele pe care le produci la Dacia acolo. Bă, da, trebuie să transporti și utilaje militare. Și nu poți așa pe DN1. Noi facem autostrăzi ca să trimitem ce? Așa cred. Trimitem așa utilaje militare cine în Ucraina? Cine știe ce urmează? Păi și stai, mă, noi trimitem utilaje militare. Ce utilaje militare avem noi să trimitem în Ucraina? Păi nu, e un... A, să trimită alții? Dom'le, nu consumăm, noi suntem țară de tranzit. Atenție, noi nu suntem păi de consum. Și cum vin utilajele militare pe drumurile în România? Văzut pe Valea Oltului ce la un moment dat trecea. Nu le trimis în Polonia, pe oamenii aia serioși, le trimis pe aici, pe în România? Păi poate ți le fură cineva. E de trimis și pe aici. Poate ți le fură dracu care vadă. Ajung pe acolo numai două roți, trei, dar, un șasiu. Dar, acestea fiind spuse, toată lumea a remarcat momentul spectaculos al... Opriți un pic cadrul ăsta, vă rog frumos. Nu poate fi oprit. E Sorin Grindeanu, nu-l poți opri. Nu, lasă-l pe Grindeanu. Nu-l poți opri în construit autostrăzi și dând dat de mâini. Multă lume a remarcat ceasul domnului Grindeanu, scandal mare. Bă, dar ce suloi ăsta, de ce nu remarcați, bă, frate? Nu știu cine-i domnul, păi dar mi-a tras atenția ceasul său. Domnule, ce suloi ăla, mi se pare ceva de... Domnule, momentul cu ceasul. Păi ăla e un ceas ieftin, mă. Domnul Zanfir, ieftin, domnul, da? Ăla e un smartwatch și mă uit așa, fiind circular, nu-i nici de la spune. Îți are în ochi, pur și simplu. Păi și că și-a pus brățară, portocalie, dar nu înseamnă că e... Îți iau ochii, domnule. Nu știi că cu cât îți are mai mult în ochi, cu atât e mai ieftin. Ia, se pare așa. Așa. Domnul Grindeanu și-a retras ceasul la momentul potrivit și asta a iscat niște discuții. Dacă i s-a stricat telescopul, nu știu ce poveste. Da, părea că, domnule, nu vrea să se afișeze cu ceasul ăla. Nu știu dacă... Haideți să vedem despre ce vorba, schimb de replici și cu domnul Rareș Bogdan, că și el a avut necas cu ceasul. Hai să vedem. El a avut noroc cu ceasul. Același, vă rog să verificați, am același an, vă rog să verificați în arhive, același ceas pe care l-am de an bun. Care a avut o problemă la închetoare, la telescopul de aici, s-a rezolvat o mică problemă, de aia l-am dat jos. Dacă era un ceas scump, l-aș fi avut în declarația de avere, deci nu e conform legii, trebuia să l-am în declarația de avere, dar am înțeles că există această preocupare venită din partea unora care au tot împins această știre. Vă rog, verificați, în ultimii ani, pe toate pozele, sunt cu același ceas. Imediat vă spun. Dar vă spun sigur următorul lucru, că am văzut această preocupare. Repet, verificați și o să vedeți când dați pe Google Sorin Grindeanu, am același ceas la mână. Am văzut această preocupare și această știre care a fost împinsă în aceste zile. Eu cred că e mai ieftină decât batistuța unora.
care au împins această știre. Și mai mult decât atât, eu am un singur ceas, ăsta. Sunt în stare să fac schimb cu ceasul, de exemplu, unuia care merge la piață. Facem schimb pe loc. Și care a mers la piață, știți la cine mă refer. Acum. Eu de acord să fac lucrul ăsta. Ceasul domnului Grindeanu. Practic a sunat ceasul acestei dispute între domnul Grindeanu și domnul Aleș Bogdan, domnul Zanfir. Mi-ar plăcea să aud despre ceasuri vorbind, mi-ar plăcea să-l aud vorbind și pe domnul Joană, că și el a avut ceva cu niște ceasuri la un moment dat. Le-a dat înapoi, nu mai știu, cu, de la Vanghelie, erau niște ceasuri. Alt scandal și cu ceasurile domnului Mircea Joană, de asemenea și el cu ceasuri. Pe de altă parte, îl vedem acum într-o stare de modestie, spunând că e gata să facă schimb cu unul care merge la piață. Păi da, dar nu cu oricine merge la piață. Păi trebuie să spună, domnule, că te și la piață și îi dau, uite, te duci tu la piață, îi nu dau ceasul ăsta, uite, acum îl pun pe masă, îi dau ceasul ăsta că am fost la piață. Deci, uite, tocmai și am fost dimineața la piață, deci mă încadrez la această ofertă pe care a făcut-o domnul Grindeanu, eu am fost la piață. Domnul Grindeanu este un ipocrit. Am înțeles. E ipocrit. Da. Că uite, și mie îmi plac ceasurile. Da. Și nu am niciun ceas la valoarea celui pe care, cu care, cu modestie se prezintă domnul Grindeanu. Dar l-are de atâta timp, adică e vechi. El are de atâta timp, las că se menține prețul la firmele de lux. La 13 ce l-avea, ia verificat la mână. Când deci pentru Economedia, în urmă câteva zile, domnul Grindeanu a declarat că poartă un ceas marca Breitling. Aha. Nu există ceas Breitling mai ieftin de 3000 și ceva de euro. Păi da, vezi. Păi am înțeles că uite site-ul de la Breitling. Hai, uite, hai să-ți arăt site-ul de la Breitling. Omul a găsit termen de comparație cu Rolex-ul lui Aleș Bogdan. Asta mă, că acum poate să facă, să aibă termen de comparație cu firma pe care o promovează Nadal. Da. E 200.000 de euro în ceas acolo. Da, hai să nu spunem că e un ceas ieftin. Da. Să spunem că e un ceas accesibil standardului său de viață. Deci pentru Economedia a declarat că are un Breitling. Astea sunt ceasurile de pe site-ul Breitling. Stați așa, opriți-vă. În ordine crescătoare a prețului. Cel mai ieftin ceas de la Breitling e, nefericirea asta, cu ghilimele, în valoare de 3250 de dolari americani. Nu l-are pe ăsta, ca să ne liniștim. Da. Deci, nu stau eu acum să-i cuantific ceasurile domnului Grindeanu. Dar cel mai ieftin ceas de la compania pe care a declarat el că o folosește pentru Economedia e 3250 de dolari. Nu l-are pe ăla. Crede-mă că nu l-are pe ăla. Are un model mult mai nou. E un om care are nevoie să știe exact cât e ceasul și nu poate să riște să-și ia un ceas ieftin să se trezească că întârzie când trebuie să prezintă o autostradă sau, Doamne iartă, mai nevoie. Ia uzi, să-și ia un ceas de la de buzunar. Deci el n-are ceasul ăsta și n-are niciun model mai vechi pentru că n-are sigla aia veche, are sigla nouă de la Breitling. Deci el are un ceas, dacă îmi permiteți o evaluare așa, de om căruia îi plac ceasurile, dar nu deține de-astea scumpe, plac ceasurile ieftine, da, ce să facem, așa, lor văd că le plac politicienii ieftini, el are un ceas la vreo 6.000 de euro. Sigur, nu se compară cu ceasurile lui Aleș Bogdan. Și acum apare Aleș Bogdan. Da, nu înțeleg de ce să te ferești tu la un 6.000 de euro cinstit, adică să nu ne imagină că ministrul transporturilor de România nu are 6.000 de euro să dea pe un ceas. Poate l-a primit cadou, nu știm de la cine, dar cert e în ceea ce privește domnul Grindeanu că se simte, are sindromul impostorului, că altfel nu și-a ascundea ceasul. Deci ceva îl macină. Și eu nu i-am verificat declarația de avere, dar nu e nici greu. N-a vrut să vă facă. Vedem dacă l-are trecut în declarația de avere, că este un ceas, din ce am văzut eu așa în imagini, că a spus că îl găsim peste tot pe net în toate pozele. Da. L-am văzut. Nu e un ceas extrem de scump, dacă ne raportăm la Praj Bogdan, de exemplu, dar e un ceas pe care ar fi trebuit să-l treacă în declarația de avere. Și acum, declarație, dar nu de avere, ci pur și simplu. Să ascultăm declarația de avere a domnului Aleș Bogdan, că ei poate fi de avere, că până la urmă și cuvintele sunt o avere, să-l ascultăm. Nu știu la ce se referă domnul Grindeanu, dar dacă are nevoie de un ceas, am unul care arată cifra 13 permanent, rogan să trece, cu racheta sau pe bela, pe soluția care. Nu știu la ce se referă domnia sa, îi spun eu altceva dacă vrea și dacă m-a provocat. Că nu se fac lucrările în plin sezon estival, nici pe Valea Oltului, nici pe podul de la Giurgiu Ruse și nici pe Autostrada Soarelui. Îi spun că a schimbat complet aiurea un profesionist pe Goida, capitan de cursă lungă, și a pus unul care se vedea jos din Rolls Royce și care habar nu avea de Portul Constanța.
îi spun să aibă mare grijă cui vor să dea oamenii din Ministerul Transporturilor porturile Tulcea, în special portul Tulcea și Sulina, pentru că informațiile și te le dau gratuit, sunt că o companie austriacă este foarte interesată de administrarea acestor porturi. Îi mai spun că în aeroportul Otopeni, unde sunt nevoiți să zbori pentru că fac rata cu Bruxelles sau Strasburg și am avut multe activități acolo, se a fost până de curând etuvă, pur și simplu, deci stăteai la 34-36 de grade din cauza subdimensionării aerului condiționat și nici măcar licitația nu era organizată ca să refacă aerul condiționat. Și dacă vreți, pot continua încă cu foarte multe lucruri, ca să nu uite podul prietenului său de la Brăila, care este o rușine, pur și simplu, la mai puțin de un an de când a fost inaugurat cu mare fast, este tot crăpat și este, e clar că e făcut o lucrare de mântuială. Deci dau eu câteva teme, dacă vrea, plus, stai că îi mai dau una, până facem schimb de ceasuri, îi spun că îl invit să circule între Satul Mare și Mangalia cu trenul, pentru că sunt niște tineri care s-au căsătorit în tren, au reușit să facă un copil, cred că îl dau și la școală până ajung la Mangalia. Doamne, e o confruntare mai veche un pic, adică mi imaginez că la ordonanța 13, Răș Bogdan parcă era la, nu, la pupitru, era la emisiune, era jurnalist. Și îl măcina, uite așa, pe Grindeanu, cum am văzut că îl măci, mă simțeam ca pe vremea ordonanței 13, domnule. Am avut așa sentimentul că s-au întors vremurile. Zic, ia uite, bă, ce a trecut vremea. Acum mi-am dat seama. Dar mie sare în ochi în continuare, uite, ceasul ăsta. Doamne, ferește, vorbim de ceasuri, dă înapoi imagine, iar ce suloiul ăla mare al domnului de lângă? Cine-i domnul de lângă? Nu reușește să identifici? Bă, dar tot timpul apare cu ce suloiul ăla la mână. Aici domnul Grindeanu a făcut un gest până la urmă civilizat, în sensul că n-a vrut să vă facă poftă. Vă, pasionaților de ceasuri, să se laude. Era frumos, făcea așa. Poftă, cine are 6.000 de euro de dat pe un ceas? Uite-l, mă! Nu sare în ochi, mă, uite când te uiți, dă-ți un pic stop cadru. Bă, ăla e o sărăcie de ceas, ne liniștim un pic? Domnul Zanfir, e o sărăcie, mă, uite cât de mare e. N-am văzut în viața mea ceasul atât de mare. Ăla e în cel mai fericit caz. Dați-mă mare ecran. Ăla în cel mai fericit caz e un Samsung Gear, nu știu de care, cu budaia portocalie, l-am văzut, dacă nu o fi vreo chinezărie. Hai să ne liniștim, mai comparăm ceasuri de lux cu ceasuri dispozitive de-astea, electronice la mișto. Dar ce-am zis eu că e scump, cât de mare, așa, cât e, abrupt, uite-te și tu ce ceas are. Mă rog. Și le iei la kilogram, că nu înțeleg ce, că acum mă enervez tu, mai rău decât Grindeanu. Ce tot ai treabă cu ceasul ăla? Glumă, mare lucru, ți-am zis, uite și tu ce ceasul ăla. Ești pus pe ce-o fi așa amuzant în ce se întâmplă în România? Da. Ai un pic mai multă seriozitate. Da. Ia uite-l, și l-a băgat acolo. Băi, aș fi mers pe altă idee, că și l-a băgat în pantalon, ia uite. Dacă trecea un pic mai... Nu ca să... Da. Nu ca să... Deci frica nu era că atrage atenția cu încheietura, frica era că nu atrage atenția cu pantalon. Părea că cu niște șosete ați încercat sau nu, Grindeanu? Auzi, mă, da, cu domnul Iohannis să încercăm. Eu mi-l aduc... Nu vreau să mai încerc cu eu, hai, lasă-mă, m-am plictisit. Când a apărut el în viețile noastre, el așa a apărut, cu un ceas. Nu mai țin minte, el așa a apărut. A venit cu România... Cine, domnul Iohannis? Da, cu România și cu ceasul, ia să vedeți. Ce ceas? Am de la străbunicul meu acest ceas. Asta știa el să facă, ceasuri. Și le făcea bine, căci merge și azi, după 100 de ani. În 2000, am spus sibienilor că voi face ca lucrurile să meargă ceas. Numai lucrul bine făcut dă rezultate trainice. Dacă și tu crezi la fel, hai să descoperim împreună o altfel de Românie. Normală. Iohannis, un alt fel de președinte. Normal. O Românie care merge ceas, domne. Nu și vedeți? Melodia aia de nuntă, pe fundal, ce se avea? Așa s-a găsit. Asta e, așa era și pe vremea lui Bunicu. Așa punea Bunicu, nu știu. Melodia aia, dacă nu mă înșel, e un pic mai veche. Cred că e secolul 16-17. Dacă nu chiar Bunicul bunicilor. Da, domnul Zanfir, treaba e așa. Avem România care merge ceas. Vedem ceasul domnului Grindeanu și egal. Aia nu merge, că i s-a rupt telescop. El a argumentat într-adevăr. I-a distrus că... și pe aia de la Breitling. Că... A lăsat sărăcia asta de la Breitling, mi s-a șirb cu reama, trebuie să-l bagă în buzunar. Dar aș vrea să ia să ia cu drept la replică. Dar ce ai făcut, mă, cu el de ți s-a rupt telescop? E foarte stabilă. Dai seama, dai 6.000 de euro pe un ceas ca să ți se rupă... Să se rupă așa? Da. E în garanție, nu e în garanție? L-a cumpărat, l-a primit pomană, l-a câștigat la păcănele, la barbut... L-a primit șpagă. N-a pus șopă masă, toate mai l-a primit șpagă. Păi, dar poți să știi. Doamne, ferește, păi, punem rău înainte. Băi, fii atent, eu nu fac de-astea că îi las pe oamenii care au mult timp liber să...
Grindeanu, declarație de ave. Vreau să că cauți Grindeanu șpagă, doamne. E, te draci. Hai mă, ce n-ai bag? Eu... Grindeanu nu are în declarația de avere bani. Glumim și cum noi așa, ce n-ai bag? Nu chiar mai așa glumesc, mă, cu nimeni. Nu mai putem să facem o glumă, domnul Grindeanu. Da, ce n-ai bag? Deci cum îl... Ce e ăsta, ministrul transport? Parcă te și văd acum la măsuța aceea de la CNA. Nu, eu am glumit. Eu m-am mai trebuie să mai merg pe acolo vreodată în viața mea. Nu, nu am zis. Tu crezi că eu mai merg la CNA? Domnul Zampi. Dar mai am văzut pe cecul, eu nu mai merg mă acolo. Ia declarația de avere, ia să vedem dacă are ceasul trecut. E. Are județul Timiș, dar îi place Bucureștiul. Da. Așa, Timiș, casă de locuit, bine că nu casă de abandonat, ce să spun. Așa, bunuri mobile, are un apartament, l-a vândut. Dar ții cu încredere că vă anunț eu când e... A prăduit, cart, dar sărăcie mare. Să-l lăudăm pe domnul Grindeanu. Am promutat, cadouri, așa, a venit. Păi și ceasul, bă, nene, bă? Hai mă, că o să-l vezi, o să apară. Păi unde, că gata, treia mai e și varianta în care nu a vrut să-i pateze. Deci, păi stai mai puțin, stai. O secundă, dar păi, de ce vă gândiți că trebuie să se laude politicienii cu... Ia dați un pic mai sus. Până nebunuri care depășesc valoarea de alea, bijuterii, nu știu ce. Ia, mai sus. Și noastră credeți că nu e trecut ceasul. Să vezi... Cheltuieli, cadouri, servicii, avantaje privit. Nu, domne, nu de astea. Dacă are bijuterii, cum trebuie că ia bijuterii, da, ceasuri. Poate... Cum era deputatul ăla de la PSD, ceasuri. Scris cu ceasul, dar acum, pe de altă parte, e și varianta în care nu e nu mai său. Sus trebuie să fie. Îl împrumută într-una cineva ceasul respectiv. Deci nu sus, poate nu e al lui. Un bun deținut de el este în ceva sus ce... trebuie să vă duceți. El a zis că are de mult, așa e problema. Că, de mult. Că a zis că are de mult. Și poate a crescut venit. Ia, alte active producătoare, plasamente, împrumuturi, nu? Dar poate nu e al lui, mă, poate e cineva, i-a dat așa împrumut. Mai sus, mai mergeți. Nu, nu mai insista că nu e. Active, carduri, deci depozite, bunuri. Stați mă așa! Da. Gata, păi despre asta e vorba. Înstrăinate. Nu, aici. Bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă dar și de depășești 5.000 de euro. Colecție... Poate... Păi, dar... Păi nu mai depășește, mă, că e vechi. Nou era depășat 5.000 de euro. Acum e... Dar l-ai la dus tu la evaluator? Dar l-ai dus tu la evaluator? Da. Domnul Sorin Grindeanu. Domnul Sorin Grindeanu. În ultima dumneavoastră declarație de avere, pare că nu aveți ceasuri a căror valoare, chiar și însumată, să depășească 5.000 de euro. Sunt speculații serioase că ceasul dumneavoastră, așa cum l-ați descris jurnaliștilor de la Economedia, ar avea o valoare mai mare de 5.000 de euro. De ce nu-i cel mai simplu să spuneți ce model de Breitling aveți? Că ați spus la Economedia că aveți Breitling. Ce model de Breitling aveți? Pentru că cel mai ieftin pe care l-am găsit noi e peste 3.200 de dolari. Îl aveți pe cel mai ieftin? Aveți unul mai scump? Că s-ar putea să valoreze peste 5.000 de euro. Și iarăși, nu-i problemă cu anii, că la anii sunt tot... Nu? Cine-i șef? E tot ăla? Îi spală pe toți PSD? E tot PSD-ist ăla la anii, n-aveți probleme. Dar dacă tot ați declarat jurnaliștilor de la Economedia ce ceas dețineți, spuneți, domne, și ce model? Că nu e ca și cum ai putea spune, am niște aur. Că una e să ai un lănțic, una e să ai verighetă și una e să ai, cum avea ăla, Vulcov, lingouri de aur. Da. Păi trebuie să spui. Spune, nene, gata, ți-a plăcut să știi ora exactă. Zi cu ce, la ce te uiți? Că așa dacă ești sărac, te uiți după soare. Figi-o, te puși și te uiți. Pa. Nu, dar ai nevoie de să știi ora exactă, domnul Zanfir. Asta ce mă deranjează pe mine? E ușor să... Că niște mediocrități. Da. Nu te referi la domnul Grindeanu, sper. Da. Păi mă refer și la domnul Grindeanu. E o mediocritate. Păi ce, se pare că e vreo excelență? Da. Când o fi ambasador, o să zicem excelent. Deci niște mediocrități în politică ne tratează pe toți ca niște proști. Deci după ce că nu ești cine știe ce, că nu ești... Că nu ești. Te-am văzut, nu ești. Așa. Și nu doar el, tot. Și Marcel. Așa. Au senzația că toți suntem proști. Doar pentru că ei au ajuns în niște funcții și sunt bogați. Ăla are pantofi de 1.000 de euro, ăsta are ceasuri de șile, mi s-a rupt curea de la ceas. Da, mă, de gură, ți-arunc ciocurea de aia, vrăjeal. Deci, pe mine mă deranjează. De ce nu vii și spui? Deci sunt ministrul transportului. Nu credeți în teza rupării curelei. Am fost premierul României, îmi permit un ceas de X mii euro. Cu regulă, uite-l pe Rareș Bogdan. Păi Rareș Bogdan era jignit, dacă îi spuneam, cât ai, ceas de 2.000 de euro? Doamne, sire, îți bajoc de mine. Cum? Poate dă 20.000, poate dă 30.000, aș fi spus, am venit cu unul mai ieftin. Deci avem această Românie făcută să meargă ceas și merge ceas, după câte vedeți, este promisiunea pe care și-a îndeplinit-o. Pe de altă parte, domnul Iohannis mai are o promisiune pe care a pus-o pe masă și anume, vă aduceți aminte, cu educația. Domnule, România lucrului bine educat, sau cum era, România educată, da? E, și în cadrul acestei Românie educate, bă, ca un făcut apare acest scandal care se extinde, totuși, se extinde și sufocă zona aceasta academică de învățământ superior.
zona aceasta e sufocată de acest scandal, de debutul acestui scandal, că bănuiesc că nu se va opri toată treaba aici. Și acum apar tot felul de titluri, de exemplu, un titlu zice așa, sute de studenți au cerut încă din 2017 conducerii SNSP-ului un cod de etică, un cod etic care să oprească hărțuirea sexuală, dar aceasta a refuzat. Domnul Zamfir, din capul locului, eu am o problemă cu ideea asta de cod, de cod etic în cazul ăsta. Dom'le, nu-ți trebuie un cod etic să știi că nu trebuie să faci avansuri studentelor. Păi bănuiesc că n-ai nevoie de un cod etic. Uite că trebuie pentru nefericiții dezvăluiți de jurnaliști în cadrul acestei campanii de presă, Catedra de Abuz, uite că e nevoie de un cod. Păi eu cred că și codul ăla... Noi vorbim acum despre niște profesori de la SNSPA. Da. S-a vorbit despre un profesor, da, cu grad didactic mic de la Universitatea din București, dar văd că zboară pe sub radar unul de la arhitectură. Acum a apărut și unul de la arhitectură. Nu, a apărut de mai de mult, dar văd că nu se vorbește deloc despre el. A reapărut azi, a fost iar remenționat astăzi. Și-au amintit că unii astăzi, zburat, dar foarte deci discret. Astăzi l-au zburat de acolo. L-au zburat de acolo. Știi cum? Ipocrizia de mediu academic este depășită doar de mafia universitară. Am o părere foarte proastă despre modul în care sunt gestionate universitățile de stat și private din România. Senzația mea este că meritul academic este umbrit de sprijinul politic pe care îl deții, că toți profesorii conectați la contracte de cercetare și funcții de conducere au niște șmecherii politice, da? Consiliul rectorilor, am văzut cum se pronunță, l-au susținut în funcție pe unul extrem de controversat. Deci, părerea mea e că s-a dus dracului învățământul din România, dovadă că avem o serie întreagă de analfabeți, cu mulți dintre aceștia interacționăm, într-un fel sau altul, analfabeți cu diplomă. Deci, nu, e eu nu sunt, o sărăcie. Eu nu cred că problema e absența acestui cod de etică, că nu-ți trebuie dracu cod de etică să nu-i spui unei studente să se dezbrace. Deci nu-ți trebuie, trebuie creier totuși și trebuie bun simț. Adică nu poți să... Cod de etică, eu văd așa, domnule, acolo sunt niște chestii de nuanță. E în regulă să faci și o glumă un pic mai așa, în codul de etică, dacă permite așa ceva. Deci acolo sunt niște chestii de reglaj fin. Aici nu vorbim de cod de etică, aici vorbim de o nebunie a minții, de om care are probleme de tip acesta. Acum, dacă el și n-au de ce să facă profilul. Bun. Dar în schimb, domnul Zamfir, ce vedem în titlul acesta sau ce deduc eu din titlul acesta este că studenți, sute de studenți au reclamat conducerii SNSP-a o problemă a hărțuirii sexuale în 2017. Suntem în 2024. Deci, practic, 7 ani de atunci. Păi și ce dracu a făcut conducerea asta SNSP-a dacă au reclamat în grup atât de mulți studenți nimic, problema? Nimic. Păi nu e interesat. Păi și de ce este în funcție și domnul acesta în continuare? De ce să nu fie în funcție? Pentru de ce că să nu fie în funcție? Eu am înțeles așa că poți să reclam faptul că nu știi, să zici, bă, nu știam un caz izolat. Văd că nu e un caz izolat. Ce aia, mă, nu știam? Și văd că e o problemă extrem de complexă acolo. Și atunci, dacă e o problemă complexă, de ce domnul rector de la SNSP-a este în continuare în funcție? Deci nu e o problemă cu domnul rector? Că a zburat bătrânelul acesta în pensie. Acum va fi un tânăr pensionar. Dintr-un bătrân, un bătrân profesor, acum devine un tânăr pensionar. Întrebarea mea este de ce domnul rector rămâne în funcție, domnul Pricopie? Nu era chiar așa un bătrân profesor. Sunt profesori care rămân la catedră și 20 de ani mai târziu de momentul în care s-a pensionat domnul Bulai. Da, și hai să vorbim și despre învățământul unde și pensionarea asta devine, că îți găsești tot felul de artificii, te mai lungești cu un doctorat pe care îl coordonezi și te trezești la 80 de ani în funcție. Alfred Bulai, în ciuda aparențelor, are 61 de ani. Deci nici măcar vârsta de pensionare la limită de vârstă nu era. Domnul Buzean, sunt niște ipocriți. Niște ipocriți cu spate politic. Păi ai chestia, cu spate pentru politic. Că zburau, știi cum, în secunda a doi părector, apărea doamna Deca, acum apărea în conferință, uitați ce se întâmplă. Doamna Deca nu e cadru didactic la SNSP-a? Doamna Deca nu e cadru didactic la SNSP-a? Este cadru didactic la SNSP-a. Okay. Auzi, șeful de cabinet, nu, șeful cancelariei, prim-ministrului României, nu e prorectorul de la SNSP-a? Propunerea PSD de premier în 2020 nu e rectorul de la SNSP-a? Adică domnul fostul ministru al educației în guvernul PSD nu e rectorul de la SNSP-a? Mă, lasă-mă!
Mă, lasă. E, atunci, sigur că e evident faptul că există un sprijin politic a acestei al acestei chestiuni, pentru că almiteri era un gest evident de făcut, era ceva... cum să zic, era ceva de nici nu părea ceva spectaculos. Faptul că îl suspendai din funcție pe rector sau intrai în proceduri de genul acesta. Te implicai în proceduri. Pentru că este evident că omul tolerează ceva acolo de tipul acesta. Pentru că... Păi n-auzi că nu știa? Păi n-aveai cum să nu știi dacă vine acum... El așa zice, dacă nu știe. Păi da, vedem că s-au făcut niște... Pentru că nu-i vorba nu de un profesor. Vorbim aici despre un grup de studenți care s-au adunat și au cerut... Păi dacă nu știa... Și-au invocat această problemă. Păi dacă nu știa, dar poate i-a angajat fictiv la SNSP rectorul, mă. Sute de studenți au cerut încă din 2006. Bă, când vin sute de studenți, clar că ai de face cu un fenomen. Deci nu e o chestie că, domne, o fată s-a simțit ea cumva. La muncă pe acolo? Domnul Pricopie se mai duce? Poate nu se duce, poate e rector la mișto. Poate are altă treabă. Poate el e în altă parte, cum să spun eu, cu cartea de muncă. Da. Să mă exprim așa pe vechi. Băi, lasă-mă cu impostorii. Deci, în primul rând, eu am serioase semne de întrebare la toți reconvertiți ăștia profesional. Marele politolog Remus Pricopie e inginer nu știu de care. Pe aia la un moment dat și atel seama, stai că sunt forță și pe politologie. Am înțeles. Ești forță și pe politologie. Dar e destul de penibil pentru tine, rector, cu puterea pe care o au rectorii astăzi, la al treilea mandat de altfel, să spui că nu știi ceva ce a fost reclamat încă de acum 7 ani, când totul era rector. Deci, pentru mine, subiectul este închis în sensul în care nici Mihaela Miroiu de se vaită acum, se plânge cu lacrimi de crocodil pe net, că ea e o feministă convinsă. Tribunalul deci poporului! Tribunalul... Așa invocă. Domne, că, deci terminăm. Există o singură expresie care se aplică acestora. Da-și drec cu dângură. Da? Feministo. Tu ești feministă? Păi feministă adevărată își punea în pericol cariera, statutul profesional, catedra, ca să apere niște principii care o definesc ca personalitate publică. Da? Nu e niciun fel de feminist când se reflectă doar în proiectele de cercetare. Mă, ciugulim niște fonduri. Păi și îți mai zic un lucru. Păi, când invoci, o simți sau n-o simți? Când invoci treaba asta cu Tribunalul Poporului, păi nu făceai parte, mă, din Tribunalul Poporului când apărea o situație de genul ăsta? Ea cred că știe de Tribunalul Poporului, l-a prins pe viu. Imediat se lua o atitudine ca Tribunal al Poporului. Băi, e o utilitate a Tribunalului Poporului. Aia e și o utilitate, până la urmă, Tribunalul Poporului. Eu n-aș chiar promova Tribunalul Poporului, fiind ceva compromis. Găsesc și o utilitate cât de cât acolo, da? Eu nu. Dar ideea e felul de... Nu te mai ascunde, te dai tu victim acum, că sunt pusă la zi, sunt pusă... Păi era principala ta responsabilitate, în primul rând, în solidaritate, ca femeie. Ok, ăștia sunt niște nenorociți, ce obsedat sexual, bărbații. Da? Bun. Tu ca femeie ce spui? Nu mă bagă relația profesor-student. De ce mă criticați pe mine? De ce? Pentru că ai fost decenii întregi simbolul universitar al feminismului, al luptei pentru egalitate între genuri. Ai fost omul care teoretiza egalitatea și combătea științific, nu ca asta predai, discriminarea femeilor. Da. Și când găsești o femeie discriminată, da, al cărei profesor ești sau a cărei profesoară ești, că na, acum trebuie să facem declinarea de gen, nu știu, nu mă bag, boss, n-am treabă. Ești ipocrită. Și mi se pare jenant. Mi se pare jenant pentru toată conducerea SNSPA, care acum află din presă. Aflit din presă, du-te bă. La telefon împreună cu noi este doamna Diana Buzoianu. Bună seara, deputatul USR. Bună seara. Bună seara! Doamna Buzoianu, ne auziți? Bun. Haideți că mai revenim. Domnul Bogdan Matei, PSD, bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Bună seara și noi vă mulțumim. Domnul Daniel Buda de la PNL alături de noi, bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și noi vă mulțumim, încercăm încă o dată. Doamna Diana Buzoianu de la USR, ne auziți? Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Vă auzim și noi acum, mulțumim că ați acceptat. Haideți să începem cu dumneavoastră, că de aici am lăsat subiectul de la cum ar trebui să fie protejați studenții. Sigur, accentul cade pe studente, că na, mai rar, nu zic că nu se întâmplă, dar mai rar sunt studenții de sex masculin.
Am ascultat și discuția care a fost purtată până acum pe tema aceasta. Într-adevăr, într-o lume ideală, nu ai nevoie de coduri și de legi ca să spui, de exemplu, că oamenii nu trebuie să hărțuiască sexual sau să fie abuzator sau predător sexual. Doamne, vă întreb o secundă, că într-o lume ideală nu avem nevoie de legi, dacă știe fiecare ce are de făcut. Exact. Nu există lume ideală. Dar cum nu există lume ideală, voiam să zic, cum nu există această lume ideală, ai nevoie de aceste reguli și de aceste coduri, tocmai ca în momentul în care prădătorii sexuali ajung să acționeze, pentru că sunt astfel de prădători, inclusiv în universități, și au fost foarte multe cazuri de-a lungul timpului care au fost mediatizate, poate uneori ani distanță față de momentul de când s-au întâmplat, ai nevoie ca pentru studenții respectivi să fie foarte clar care sunt pașii de urmat pentru ei. Astăzi, în puținele universități care au coduri de etică și comisii care să doamna poată Buzan, uitați, acum vă întrerup eu, pentru nu e o procedură clară. Eu nu înțeleg totuși de ce avem acest blocaj în evoluția cazului. În momentul când vorbim despre o hărțuire sexuală, are un caracter penal. E o legislație, nu e o chestie de etică. Chestia de etică este dacă domnul acesta Bulai i-ar fi făcut o remarcă ce ar fi putut părea nepotrivită. Și se discută, doamne, conform codului nostru de etică, nu e în regulă. Dar aici vorbim despre o chestiune mult mai consistentă. Și un răspuns și la asta, dacă vreți. Răspunsul este în felul următor. Da, omul respectiv trebuie să răspundă inclusiv penal. Dar până răspunde penal, dacă va răspunde penal, da, pentru că știm că suntem în țara exact. În care se prescriu dosarele pe cale, pe bandă rulantă, ai nevoie să poți să dai și niște sancțiuni administrative. Omul ăla nu mai are ce să caute în respectiva universitate. Da, trebuie cadru ca să poți să-l suspensi de la catedră. Tocmai a fost suspendat fără să existe acest cadru despre... Deci se poate... Nu e un vid aici. Păi Radu a fost suspendat după o campanie de presă. Păi... Exact. După un material realizat pe parcursul a 4 luni de jurnaliștii de la Snoop. Știu, așa, dacă ar fi existat un cod de etică, el nu ar fi schimbat cu nimic comportamentul acestui om. Dacă ar fi existat un cod de lăsați-mă etică... Lăsați-mă să verific dacă e în regulă să dezbrac studentele. Uite, zice că nu e în regulă. Dar să le inviți la cafea, e în regulă? Dar codul de etică, să știți că nu este făcut pentru prădători. Codul de etică este făcut pentru studenți ca să știe care sunt instrumentele lor. Este făcut ca un student care este abuzat și care de cele mai multe ori e traumatizat și nu știe unde să se îndrepte. Nu, hai să punem altfel problema. Dacă o invita pe studentă la 1 noaptea în camera sa de hotel și nu îi spunea să se dezbrace, era în regulă, domnul Buzer? Nu era în regulă. Dar nici nu era vreo infracțiune. Aia e regla codul de etică. Știu, corect, dar vreau să spun că aici s-au întâmplat lucruri mult mai grave decât cele pe care le-ar fi soluționat un cod de etică. Păi ideea codului de etică este să prevină faptele de natură penală. Că dacă ai un cod de etică bine definit, tu nu mai ai ce căuta. Sau știi și tu foarte bine și știe și profesorul că nu ai ce căuta la 1 noaptea în camera sa de hotel și deci nu vei ajunge în situația în care să-și ceară să te dezbraci sau să ajungă la alte chestii. Asta e ideea codului de etică, să spună. Ești la șpriț cu studentele? Da. Nu! Ok, nu. Le invizi noaptea în camera ta tu profesor pe studentă? Nu. Bă, dacă e așa mare dragoste, lasă-mă să termină facultatea, o chem după aia. Păi, da, ei nu că, atunci. Înțeleg că la președinta așa a făcut. La, nu știu, nu mă bag în viața omului. Domnul Matei, aș merge și către această situație care este reprezentată de către rectorul acestei universități. Vă recitesc titlul. Sute de studenți au cerut încă din 2017 conducerii SNSP-a un cod etic care să oprească hărțuirea sexuală. De aici deducem unul la mână că nu e acest cod, dar mai deducem și faptul că acest domn Pricopie sau, mă rog, cei care... Se știau lucrurile acestea, acest fenomen era un fenomen cunoscut și tolerat, nu? Eu asta deduc din acest titlu, da. Păi, mă rog. Din moment ce din 2016 au fost atenționați că există astfel de cazuri în universitate, mă gândesc că știau, dar n-au vrut să acționeze. Acum, mi se pare anormal să discutăm despre un cod de etică care ce să facă, să înlocuiască legea? E o prostie din punctul meu de vedere. Nu-i dacă vorba ai, de asta, domnul. Să știți că au mai fost cazuri, dar problema e în felul următor. Acest profesor nu trebuia să îi se suspende contractul de muncă, ci trebuia dat afară pe loc, pentru că ai cadrul legal necesar. Nu codul de etică ne duce într-o direcție în care să spunem, stați puțin că la noi comisia de etică ne-a spus că trebuie să-l suspendăm. Știți cum se întâmplă la comisiile acestea? Profesorul trebuie să dea afară tot profesorul. E ca la colegiul medicilor. Nu o să vedem noi măsuri. Să știți că în universități în România se aplică sancțiuni pentru profesori în cadrul comisiilor de etică.
Deci, sancționați profesorii, se le se suspendă și contractul de muncă. În cazuri foarte grave sunt dați afară. În cazuri mai, să zicem, de grabă moderate, primesc o sancțiune disciplinară. Adică sunt universități de stat din țara asta, care sigur nu-mi dau seama în ce măsură sancțiunile aplicate în cadrul comisiilor de etică sunt suficiente, dar care se întrunesc și aplică niște sancțiuni. Acum, nu se pune problema de dublare prin codul etic a prevederilor din legea penală. Dar se pune problema despre limitele dintre profesori și studenți. Știu că este extrem de încântătoare, dacă are gradă comparație acest termen, ideea că între studenți și profesori, o relație de prietenie, ce faci, bă, bine, bă, nu știu, de-astea, camaraderie, tovărășie, nebunie. Dar vreau să știu, dacă domnul Bulai, încă domnul profesor Bulai, că sigur, gradul didactic nu i-l-a luat nimeni. N-ar fi invitat-o să se despoaie pe studenta respectivă, ci doar ar fi invitat-o noaptea la el în cameră să mai discute despre, cum să spun eu, acest stagiu de practică. Dacă nu i-aș fi făcut avansuri, domnul Zanfir... Nu știu ce avansuri i-a făcut. A fost într-adevăr o chestiune de etică, păi, dar ar fi fost o chestiune inferioară scandalului în care ne aflăm. Păi, adică... ăsta este scopul codului de etică. Să spună, bă, nu ieși la șpriț cu studentele. Nu chem studentele noaptea în camera ta de fotel. Chiar dacă nu-i ceva penal. Atunci pot să schimb eu discuția, dacă îmi permite, și să pun alt cadru. Și dacă se întâmpla treaba asta în clasă, stând de vorbă cu ea, nu mi se părea, dacă îi făcea aceste avansuri în clasă, stând de vorbă cu ea, nu mi se părea cu nimic mai în regulă decât ce a făcut în camera lui. Adică nu doar camera și ora era problemă, locul și ora era problemă. Nu, ales chestii inferioare. Deci, nu. Ideea codului de etică e să prevină situații în neregulă, dar care nu sunt sancționabile penal. Da. Dacă îi spunea să se dezbrace în sala de curs, ar fi fost penal. Dacă o invita să bea ei ceva, să se împrietenească și s-ar fi ținut de mână în camera de hotel, n-ar fi fost nimic penal. Da. Dar ar fi fost împotriva codului de etică. Relațiile dintre profesor și student nu sunt relațiile dintre doi cetățeni adulți, chiar dacă au ambii 18 ani. Ăsta e codul de etică. Le juci domnului Buda să se exprime pe subiect. Domnul Buda, domnul Buda, da, explicați-vă pe subiect în condițiile în care publică oamenii ăștia de la G4 Media următoarea informație. Că în acest moment, dacă ați mai pomenit așa ceva, în acest moment universitățile sunt blocate să folosească un instrument cheie pentru raportarea abuzurilor printr-o hotărâre a guvernului Ciolacu elaborată de ministru Deca, anume la codul cadru de etică și deontologie universitară. Deci că dacă vine o sesizare anonimă la conducerea universității, nu trebuie luată în calcul. Asta spune o hotărâre a guvernului Ciolacu elaborată de ministru Deca. E ca naiba. Da, nu sunt la curent cu această hotărâre. Cert este însă că ceea ce discutăm noi în această seară sau aceste manifestări a domnului profesor Bulai, ele intră în sfera dreptului penal. Eu am fost avocat de drept penal vreo 12 ani și chiar știu ce vorbesc. Evident că este important să avem un cod de etică. Codul de etică merge până la un anumit nivel, să spun așa, sancționând, dacă vreți, făcând o paralelă, contravențional anumit comportament și dacă el excede un anumit, anumite gravități, se duce în zona penală. Dar aici suntem, repet, în zona unei acțiuni penale și desigur că organele statului vor face până la urmă lumină, să spun așa, în ceea ce înseamnă acest caz. Poate că ar trebui să plecăm de la aceste întâmplare nefericită și care pune într-o lumină proastă învățământul din România, care, vedem foarte bine, are succese destul de multe peste hotare la diverse olimpiade. Să avem un cod de etică la nivelul fiecărei universități, să existe mecanisme prin care studentele care se simt într-o oarecare dificultate din acest punct de vedere să aibă posibilitatea să acționeze. Și în același timp, cred că este foarte important pentru noi, plecând de la această experiență, să avem această educație juridică care să fie începută inclusiv din clasa a 7-a, 8-a, când copiii încep să înțeleagă ce înseamnă de fapt să ai drepturi și libertăți într-o societate. Eu cred că... Să termine fraza, domnul Buda, și interveniți. Domnul Buda, continuați-vă ideea. Cred că este nevoie să ne așezăm și să plecăm la ceea ce înseamnă modificarea
legilor care le avem acum în vigoare, în așa fel încât, repet, să creăm acele mecanisme prin care orice persoană din mediul universitar, dar nu numai, să aibă posibilitatea de a face sesizările la organele abilitate, pentru că astfel de lucruri se întâmplă nu doar în universități, să ne înțelegem, cât și la locul de muncă, și mai departe. Deci, cred că este momentul să începem să creăm niște mecanisme în această direcție. Bun, doamna Buzan, vreau să interveniți. Da, deci, pe scurt, ideea este următoarea. Da, nu este o relație de prietenie între un profesor și un student. Este o relație de autoritate. Despre asta este vorba. O relație de autoritate. Toți acești studenți care au fost abuzați, vă garantez că știau drepturile și știau că ce li se întâmplă este un abuz. Motivul pentru care nu au reușit să iasă public mai rapid sau nu au reușit să rezolve problemele este că au fost în această relație de autoritate pentru foarte mult timp. Și, practic, în momentul în care nu ai niște instrumente care să arate că facultatea din care tu faci parte, universitatea din care faci parte, ia în serios aceste abuzuri, le rezolvă rapid, atunci tu degeaba, tu mor cu dreptatea în brațe, tu mor cu drepturile tale în brațe. Deci, realist vorbind, deci, realist faptul vorbind, că, de exemplu, așa, hotărârea doamnei Lidia Deca... Realist vorbind, în momentul în care te duci și spui... conducerii, raportez această situație conducerii SNSPA fără acest cod de etică. Domnule, domnul profesor Bulai m-a chemat la el în cameră, mi-a spus așa și pune aceste înregistrări eventual. Credeți că dacă nu există codul de etică, n-au ce să facă rectorul și așa mai departe? Adică... Eu cred că dacă nu există aceste reglementări, un student sau o studentă au mai puțină încredere că vor fi luați în serios. Da, eu cred că în momentul în care ai reglementări ferme, în momentul în care universitatea comunică pe aceste măsuri care pot fi luate de sancționare a unor astfel de prădători, mai multă lume are mai mult curaj să apeleze la aceste instrumente. Da. În cazul de față s-a deschis o anchetă penală și se dezbate. În prezența unui cod de conduită, unui cod etic sau deontologic, discuția s-ar fi oprit și ar fi început să curgă sancțiunile după ce domnul Bulai ar fi spus: da, am invitat-o în camera mea. Deci acum noi avem noi avem o dezbatere despre ce s-a petrecut în cameră, dacă a pus presiune, dacă vorbea teoretic, dacă s-a dezbrăcat, dacă nu s-a dezbrăcat. Dacă SNSPA, ca o instituție pretins elitistă, dacă pretinde așa, nu știu dacă pretinde așa ceva, dar depinde, că pe unii dacă îi întrebi chiar au senzația că e ceva de capul universității respective. Așa, dacă se pretinde a fi în categoria aia de universități frecventabile, ar fi avut un cod de etică, nu trebuie, ar fi trebuit acum Bulai să spună: domnule, am chemat-o, dar am vorbit așa teoretic, gagicărel verbale. Pentru că ai fi avut în codul de etică interdicția profesorului de a sta la Caterinci la 1 noaptea în cameră de hotel cu studenta lui. Ok, dar ar fi putut să facă asta în clasă. Stați o secundă, doamna Buzea. Da. Radu, fă-mă să înțeleg. Da. Cum ar fi putut să stea la 1 noaptea singuri în sala de curs? La 1 noaptea, domnule. Dacă era la ora 1 după amiaza și erau singuri într-o clasă, mi se pare la fel de grav. Dacă erau la ora 1 după amiaza singuri într-o sală de curs, nu implică nimic. Deci nu implică automat ceva compromisător. Poate fi pur și simplu un profesor coordonator care are o discuție cu studentul sau studenta sa despre dizertație, despre licență. Eu spun la ora 1 la prânz. Discuția n-ar fi fost despre dizertație și ar fi fost cea pe care am auzit-o acolo, de genul acesta, situația ar fi fost la fel de gravă, chiar dacă ar fi fost un 1 și sala de curs. Dar e discuția în felul următor. Da. Ok. Aici nu s-a petrecut într-o sală de curs și s-au parcurs mai multe etape. De exemplu, tu spui, dacă vrea să o facă, o face oriunde. Asta zic, da. În regulă. Dar numai dacă intra peste ea în casă, îi spărgea ușa și așa, nu mai stătea la discuție. Ideea este că aici, discuția aceea pe care au purtat-o ei noaptea în camera de hotel a profesorului, nu e ceva interzis. Și ar fi trebuit să fie ceva interzis. Asta spun, că nu orice fel de discuție, că se întâlnesc pe stradă un profesor cu un student, domne, ce căutați doar fără de pe trotuar? Credeți că ar trebui să fie o problemă și pentru rectorul facultății sau pur și simplu nu se pune problema domnul Pricopie să aibă cumva vreo culpă în situația aceasta? Eu nu cred că astfel de cazuri care sunt pe niște sfere de 20-30 de ani, care de abuzuri, nu sunt cunoscute de corpul profesoral. Și nu cred că oamenii care sunt la conducerea acestor universități nu văd nicio variantă în care ei poate iasă cu capul sus să spună că sunt responsabili și că au asigurat un mediu în siguranță pentru studenții respectivi. Legat inclusiv de nevoia de a avea
niște instrumente reale? Păi tocmai vorbeam acum de hotărârea doamnei Ligia Deca, da, care interzice practic să mai fie făcute sesizări anonime. Repet, este o relație de autoritate, de putere exercitată până la urmă între profesor și student. Tu când nu ai un mecanism în care să poți să te simți în siguranță să raportezi aceste lucruri, fără să te gândești că s-ar putea să existe niște repercursiuni asupra ta, că asta este frica majorității studenților care nu raportează astfel de abuzuri, din start automat tu îi faci pe acești tineri să tacă, să suporte abuzul. Asta este, de fapt, rezultatul politicilor Ligii Deca în cazul de față. Dar, de fapt, dacă vă uitați, nici măcar nu a ieșit public să spună dacă nimic. Dacă simte nevoia cineva să o apele pe doamna Deca, poate dumneavoastră domnul Buda, doamna sau Deca, nu neapărat. Da, doamna Deca a dat o dispoziție prin care toate universitățile au primit ordin, să spun așa, să investigeze orice posibil act de hărțuire sexuală, astfel încât să se poată face lumină în această direcție. Iertați-mă, ca să o discutăm de doamna Deca. Deci, dânsa a ieșit, a dat un ordin prin care toate universitățile sunt obligate să facă verificări din acest punct de vedere. Aș vrea să vă mai spun. Și cum fac verificări? Este... Îmi cer scuze? Cum anume se fac verificările astea? Nu am primit ordin, am primit informația da, că se fac verificări la nivelul fiecărei universități. Însă, ceea ce vreau să spun în momentul de față este că este inadmisibil pentru orice profesor, și acest lucru în părerea mea că nu se poate să fie verificat nici de niciun cod de etică, să invite o persoană nu la 1 noaptea, la 1 ziua, într-o cameră de hotel să discute ce este cele legate de termenele de dizertație. Asta ține o chestiune până la urmă de ceea ce înseamnă nu atribuțiile tale ca și profesorul să desfășoare activitatea în interiorul facultății, bun, ci nici de cum în altă parte. Da, bine, aici sunt nuanțe, de asta spun, eu insist pe codul de etică, pentru că vedeți dumneavoastră, domnule europarlamentar, profesorul Bulai și studenții erau plecați într-o sesiune de practică în nu știu ce comună din România, unde mapau localitatea respectivă, o chestie sociologică. Chiar și în astfel de situații, deci, ai spațiu de la primărie unde te duci și ai discuții. N-aveau spațiu de la primărie, aveau o pensiune închiriată, aveau nu știu ce. Ai spațiu comun în care te duci, adică evit să intri doar în zona în care știi că foarte ușor se poate interpreta și până la nu. Ca fiind un act imoral din partea profesorului. Da. Simplu aspect că l-ai chemat studenta în camera de pensiune sau ce-o fi fost în altă parte, să discuți tu despre dizertație. Nu, e pasimă, e o chestie care nu se face. Mergem către domnul senator Bogdan Matei pentru o concluzie. Dumneavoastră, cum credeți că se va termina discuția asta fără sfârșit, care a ajuns deja în concepte etice și punere în practică aproape deontologică? Ce credeți că se va întâmpla? Deci asta s-a pensionat Bulai, credeți că îi fac dosar penal? Ce credeți? Duce la pușcărie, mai apar și alte nume, cad capete, ce se întâmplă? Negre să cred că se va duce la pușcărie. Cert este un singur lucru. În urma ultimei ședințe a Consiliului Rectorii, acestea au luat decizia să modifice aceste coduri de etică. Apropo, toate universitățile au acest cod de etică. Îl vor modifica, vor insera lucruri mult mai grave și cum se poate desface contractul. Deci se mai înăsprește puțin regulamentul universitar. Trebuie să luăm pauză, mulțumim. Singura năsprire va fi aceea că în situațiile respective vei elimina, nu știu, alte lucruri. Zona asta gri. Gata, trebuie să luăm pauză. Trebuie domnul să luăm publicitate, Matei, o să reluăm discuția. Doamna și noi. Buzeanu, mulțumim, de asemenea domnul Buda, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem până în România.